Iubiții mei, stăruim încă puțin la cunoașterea lui Dumnezeu pe care a ajuns Moise să o vadă. Moise s-a rugat lui Dumnezeu, iartă-i, dar s-a rugat ceva mai mult. Dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsa nici pe noi să plecăm de aici. Noi vrem să trăim cu Dumnezeu de aici înainte. Și asta e esența rugăciunii și dorinței lui Moise. Vreau să mergi tu cu noi. Vreau să fii proprietarul nostru. Și când Dumnezeu i-a văzut înțelegerea lui, i-a acordat ascultare, i-a ascultat iertare, i-a dat iertare, și a spus foarte bine, voi veni cu voi. Acum, dragii mei, încă ceva. Să repetăm noțiunile de bază. Moise zice, vreau să te cunosc, să-ți cunosc felul de a fi. Și mai clar, vreau să-ți cunosc slava, slava ta, acum înțeleg, stă în bunătatea ta și în jertfa pe care o faci tu, ca să poți împăca dreptatea ta cu bunătatea ta. Și vreau să fiu și eu așa. Vreau să fiu ca tine. Vreau să fiu bun ca tine și vreau să fiu și eu drept ca tine. Și atunci a coborât slava lui Dumnezeu peste el. Când el l-a cunoscut pe Dumnezeu, ca bun și bunătatea întrupată și l-a cunoscut pe Dumnezeu ca dreptate, ca cel care sacrifică ceva din sine ca să împace dreptatea lui cu bunătatea lui. Repet lucrul pe care l-a acceptat acum prin credință. El nu l-a înțeles pe deplin, dar l-a acceptat prin credință. Și ce e important acum, iubiții mei, este să învățăm de la Moise că cel mai important lucru în lumea aceasta este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să fim ca Dumnezeu. Dorința lui Moise a fost să te cunosc și după aceea, când l-a cunoscut, a dorit să fie și el ca Dumnezeul lui. Aici vreau să rămânem din aceste trei, pentru că în Isaia, capitolul 11, versetul 9, Dumnezeu îi spune profetului Isaia. Isaia, nu se va mai face niciun rău pe tot muntele meu cel sfânt, care din
felul cum vorbește în continuare înseamnă tot pământul. Fiindcă tot pământul va fi plin de cunoașterea Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Când îl cunoști pe Dumnezeu, devii bun ca Dumnezeu. Da, bun ca Dumnezeu. Domnul Iisus, în predica de pe munte și în predica de pe câmpie, face lucrul acesta foarte clar. Voi să fiți buni, miloși, iertători, cum e Tatăl vostru. Voi să fiți buni cum Dumnezeu e bun. Ceea ce urmărește Dumnezeu e să generalizeze pentru tot pământul. Pentru că El l-a trimis pe Fiul Lui să aducă cu sine împărăția Lui Dumnezeu, care însemnează bunătatea Lui Dumnezeu și slava Lui Dumnezeu. Și țineți minte încă o dată Isaia 11:9. Va veni o vreme când toți de pe tot pământul mă vor cunoaște. Și atunci toți vor fi buni cum este Dumnezeu bun. Nu se va face niciun rău pe tot pământul. Mai adăugați la aceasta că în Habacuc 2:14 Dumnezeu repetă, îi spune lui Habacuc, va veni o vreme când pământul va fi plin de cunoașterea slavei lui Dumnezeu, ca fundul mării de care îl acoperă. Apostolul Pavel reia acest cuvânt în 2 Corinteni 4:6. Va veni o zi când cel care a zis să fie lumină și a fost lumină, se va uita la inimile noastre și va zice, să lumineze în inimile oamenilor cunoașterea slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu va zice, Dumnezeu va realiza această dorință a lui, acest plan al lui. Tot pământul să fie plin de cunoașterea slavei lui Dumnezeu și asta va însemna tot pământul să fie populat de oameni buni, cum Dumnezeu e bun. Aceasta n-o spun eu. Aceasta nu e o dorință ca un fel de utopie. E planul lui Dumnezeu. L-a trimis pe Fiul Său să răscumpere omenirea, toată omenirea, din păcat și în 2 Corinteni 4:3, mintea oamenilor necredincioși a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Dar a venit Domnul Iisus
cu Evanghelia slavei lui Dumnezeu. El care e chipul lui Dumnezeu, el a venit să ne răscumpere și să ne transforme prin Evanghelia slavei. Și noi, când înțelegem lucrurile acestea, el se uită la inima noastră și spune: în inima aceasta să strălucească lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu. Atât îți cere el: să te uiți la mine, să accepți să împlinesc planul meu cu tine. Și eu, care odată am zis să fie lumină, a fost lumină în tot cosmosul, acum zice să fie lumină în inima aceasta. Și cu aceeași forță creatoare folosită când a creat universul, Dumnezeu ne transformă după chipul Fiului Său, după chipul Domnului Isus. A Lui să fie slava în veci. Amin.